Sighetenii care vor să meargă la mare cu trenul vor porni din gara din Sighet după amiaza în jurul orei 17, dar vor trebui să schimbe trenul la Beclean, apoi dimineața vor aștepta aproape 40 de minute în gara din București, după care vor porni spre litoral. O călătorie lungă de aproximativ 17 ore. Reprezentanții regionalei CFR Cluj susțin că iau în calcul pentru acest tren introducerea unui vagon restaurant sau vagon bar. Rămâne ca și anul trecut, 1944 cu 45, aproximativ la aceleași ore. Ce reușim să realizăm pentru zona Sighet? Facem legătura la Beclean, la 1643 cu 44, se ajunge la București Nord la ora 8:38, și de acolo la ora 9 și 20 de minute spre litoral. Este cea mai bună variantă care am găsit-o, chiar dacă se coboară dimineața și stă lumea o jumătate de oră, 40 de minute, abia se mișcă și mai iau apă și un suc. Ceea ce încercăm și am discutat cu București este ca la aceste trenuri, respectiv acest 1944-45, să putem să punem vagon-restaurant sau vagon-bar. În așa fel încât totuși lumea să poată să-și ia pentru ei și pentru copii o apă minerală, un suc și chiar să mănânce ceva. Potrivit reprezentanților regionale CFR Cluj, trenurile spre mare vor circula în perioada 30 iunie-9 septembrie. Prețurile pentru o călătorie cu trenul la mare oscilează între 120 și 190 de lei. Primul zbor spre litoral de pe aeroportul Satu Mare din acest sezon estival va avea loc în data de 3 iulie, iar ultima cursă în data de 16 septembrie. Biletele pentru cursele Tarom s-au pus în vânzare începând cu data de 1 iunie. Acestea pot fi achiziționate la prețuri începând de la 40 de euro dus întors, cu toate tarifele incluse.